lupta noastră astăzi, a Partidului Național Liberal a Dreptei, nu este cu PSD-ul. Este cu socialiștii, cu măsurile socialiste implementate în ultimii 3 ani de zile. Cu intervenția statului în economie. Una dintre ele, care este una dintre cele mai toxice și venită direct cu mașina timpului din comunism, este plafonarea prețurilor, care duce întotdeauna la penurie. Nu există, oriunde a fost implementată, în America Latină, în Ungaria, oriunde a dus la penurie și la sărăcie. Dar sunt taxe pe care noi liberalii le-am scos în 2020. Am colectat mai mult la buget și le-au revenit. Vă rog să-mi vorbiți cu exemple. Știți, aici supraimpozitare, dau exemplele acum. Supraimpozitare, contacte part-time. Este o crimă să-i taxezi pe oameni pentru timpul pe care nu-l muncesc. Nu au venituri pe acel. Deci muncești 4 ore, dar plătești impozit pentru 8 ore. Este o crimă, este o măsură socialistă, trebuie eliminată. Taxa pe boală. Să taxezi un concediu medical. Impozit minim pe profit. Ai, nu ai profit, plătești impozit minim. Impozitul pe dividende. Din punctul meu de vedere liberal, impozitul pe dividende ar trebui să fie zero. Pentru că odată mi-a impozitat profitul, nu pot să-mi impozitez și când scot dividendele. Dar era 5% când am plecat noi la guvernare. Astăzi 8, este 8% și azi multe. Proiecția... Și toate aceste măsuri au făcut în economie exact ce am spus. Au distrus economia. Pentru că îl tot aud pe socialistul Ciolacu spunând că el a preluat o economie, era dezastru. Creșterea economică era 6%, atunci astăzi este 0. Astăzi avem cea mai mare inflație din Europa de 9 luni de zile. Avem cele mai mari dobânzi din Europa. Avem împrumuturi duble față de perioada din 2021. Cum era acea economie dezastru? Și revenind la comunicarea politică, aș vrea să văd colegii mei din PNL că folosesc aceste argumente în spațiu public. Că nu este rușine de guvernare liberală. Ok, știu că a fost Câțu și Orban atunci. Nu trebuie să spui de Câțu și de Orban. Dar rezultatele bune au fost făcute de liberal, nu au fost făcute doar de mine și de Orban. Știți, acum, eu vă respect foarte mult. Am spus, v-am susținut. Sunteți singurul om politic, mă rog, devenit om politic pe care l-am susținut cu toată ființa mea, pentru că eu sunt liberală, pentru că eu am crezut întotdeauna dumneavoastră și în ideile dumneavoastră, dar nu pot să nu... Știți, oamenii politici vin și spun... Întotdeauna guvernarea mea a fost mai bună după aveți mie, cifre, nu am mai puțin. Fost. Da, vorbim pe cifre, desigur. Pe date vorbim, nu vorbim, azi pe, când vorbim pe vorbe. Suntem în 2024 24. Și probabil, după cum arată datele, o să închidem anul cu un deficit bugetar de 8%. Da. Adică dublu față de pragul de la care în România intra în procedură de deficit excesiv, o procedură care pentru noi era așa un fel de spaima tuturor spaimelor, adică de 2 ori și un pic peste pragul potrivit tratului la Maastricht pe care noi nu trebuie să-l depășim de 3%. Este de 8%, este mai mare decât era în pandemie în 2021. În pandemie. Când bun, toate țările au avut. Deci nu ai nicio scuză astăzi. Și, eu vreau să-mi explicați o chestiune pentru că vreau să înțeleg eu și toți cei care ne urmăresc. Totuși ni se spune că economia românească crește, PIB-ul crește, dar și deficitul a crescut exponențial. Da, e o puțin. Anomalie. Deci aici este un lucru foarte interesant. Cum detace toată lumea. Pentru că azi economia... statistic, datele spun, are 0,3-0,4 creștere economică. Nimeni văd că nu sare nimeni în aer. Când aveam în 2021 creștere de 6%, 5,7-5,9, aproximativ 6%. Atunci era un dezastru că aveam creștere de 6%. Astăzi, la 0, nu văd pe nimeni supărat. De ce s-a ajuns la 0% creștere economică? Exact măsurile socialiste pe care v-am spus mai devreme, care trebuie scoase în primul și rând. Și anume? Taxele introduse, intervenția statului în economie, plafonurile de prețuri, restrângerea piețelor. Nu poți să ai o piață, să speri că vei avea vreodată o piață de asigurări competitivă dacă blochezi prețurile. Nimeni nu vine în acea piață. Vă mai dau un argument. Investiții străine directe. Da? Nu, deci oameni care nu sunt interesați de politică vin să facă profit, ei merg în toate țările, chiar nu sunt interesați de regimul politic de foarte multe ori. Și totuși în România, începând cu vara lui 2022, au început să fugă. Astăzi, în 2023, investițiile străine directe au fost mai mici decât în 2021. Și vă rog să-mi explicați pentru oameni care nu înțeleg economie. Asta arată clar că nimeni nu are încredere în această guvernare. De ce nu s-a diminuat, ci produsul intern brut? Pentru că nouă ne este arătat în spațiu public o creștere. Dar nu, stați puțin. Vă rog. O creștere din ce în ce mai mică.
avem două trimestre de recesiune în această perioadă. În perioada 2022-2024 avem două trimestre negative. Sunt acolo, nu vorbește nimeni despre ele. Economia a ajuns de la o dinamică de 6% la zero. Următorul pas este minus, e negativ, dacă vor crește taxele în continuare. Mi-a spus deci, că s-a dublat deficitul față de perioada pandemică. Specialiști din zona economică ar putea spune că da, normal că s-a dublat, pentru că atunci au fost contractate niște cheltuieli care au venit în plată ulterior. Nu, aceia nu sunt specialiști, aceia sunt politicieni care vă spun asta. Vă spun și vă aduc în față spre dezbatere subiectele care apar la o simplă căutare pe Google în spațiu public. Să vă dau un exemplu. Aceasta este retorica. În 2020 a fost anul pandemiei în care deficitul a crescut în toată Europa și totuși România n-a avut cel mai mare deficit atunci, cum îl are astăzi. Dar în 2021 am scăzut deficitul cu 2 puncte procentuale. L-am scăzut și nominal, deci și suma de la 100 de miliarde la 70, dar și ca procent din PIB. După aceea, în fiecare an, deci s-a putut, a scăzut, au scăzut împrumuturile cu 18 miliarde, deci s-a putut în perioada de pandemie. După aceea, în fiecare an, deficitul a crescut. Și dacă ne uităm de ce, sau ce s-a întâmplat, a crescut și ca procent din PIB și ca nominal. Dar nu are nicio legătură cu acea perioadă. Se presupune că 2022 ar fi fost un an dur din cauza războiului din Ucraina și așa mai departe. Dar de ce nu a scăzut în 2023? De ce a crescut în 2023? De ce a crescut în 2022? Pentru că deficitul în România se datorează măsurilor populiste. Marcel Ciolacu, și aici este iarăși trebuie să spunem românilor ce se întâmplă, Marcel Ciolacu a folosit bugetul României ca pe un portofel propriu pentru a-și finanța campania electorală. Măsuri electorale, toate aceste măsuri populiste, creșteri de salarii fără să faci o legătură. Dar în această perioadă era în guvernare cu PNL. Bineînțeles, și cei care au susținut această guvernare sunt siguri că vor veni în Partidul Național Liberal și vor justifica. În 2022 cât aveam deficit bugetar? În 2022 a fost cu câteva miliarde sau un miliard mai mare decât în 2023 nominal și a scăzut ca procent din PIB din cauza faptului că am avut o inflație mult mai mare. Și aici are și o discuție. Și acum s-a dublat? Și acum este aproape 8%. Problema este alta, că am permis, de exemplu, în 2023, Marcel Ciolacu nu a făcut rectificare bugetară și a transferat pe propria semnătură 30 de miliarde de lei prin fondul de rezervă pe care i-a distribuit cum a vrut el. Nu au fost prin ordonanțe de urgență care să meargă în Parlamentul României să fie transparent. E o procedură clasică. Exact. Cei mai mulți dintre primiștii, deci, nu știu noastră câți bani vă transferați în fondul de rezervă al guvernului. Nu, vedeți, uitați-vă pe Consiliul Fiscal, că acolo noi am scăzut în 2021. Ceea ce spun este că acest buget a fost folosit în 2023 și 2024 doar politic. Și problema este alta. Marcel Ciolacu putea fi oprit. Există instituții în România, dar și agenții de rating, dar și Comisia Europeană, care ar fi trebuit să se autosesizeze, pentru că așa lucrezi în democrație. Ok, politicienii pot să ia razna, ăștia sunt politicienii.